Ieri, 27 august, în cadrul ședinței de Consiliu Local, prin votul unanim al consilierilor, s-a dat în administrare către creșa Piatra Neamț, cea mai nouă creșă din municipiul Piatra Neamț. Vorbim despre o clădire finalizată recent, pentru care am obținut finanțare acum 2 ani de la Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții. În această perioadă, în Piatra Neamț s-au construit două creșe, una în spatele sălii polivalente, care s-a și recepționat de curând, și una care se află în Vălen și care este în curs de finalizare și se vor termina lucrările până la sfârșitul acestui an. În ceea ce privește clădirea din spatele sălii polivalente, vorbim despre o creșă de 70 de locuri. Aceasta a fost dată în administrare creșei Piatra Neamț, care preia de acum rolul mai departe și se ocupă de toate procedurile pentru înregistrarea noii creșe în registrul furnizorilor de educație timpurie și de obținerea tuturor avizelor. Estimăm că noua creșă va fi operațională undeva în decursul lunii octombrie și de toate aceste formalități se va ocupa conducerea creșei Piatra Neamț.